ok, da, merge. Ce s-a întâmplat? La etajul 4, la apartamentul 25, s-a aruncat o fată de 31 de ani, de pe geam, în picioare, zice că a căzut, s-a aruncat jos. Uh-huh. Alte, nu știu de ce cauză, cum, e singura fată la Paris pe care o are, nu mai are alții. Era căsătorită, avea copii? Nu era căsătorită, nu era căsătorită, nu era. Și a venit ambulanța, a venit pompieri, a venit poliția, a venit... Chiar fiică mea era de servici după ambulanță când a venit. Când ne-au anunțat la telefon să treabă cine s-a aruncat de la etajul 4, s-a aruncat o femeie de la etajul 4. N-a știut, a ieșit afară și am văzut că chiar vecina de lângă mine s-a aruncat. Și în ce stare era? Era, vorbea. Deci când a pus-o pe targă că vorbea, o durea, deci gemea de fapt, nu vorbea, gemea. Nu stați puțin, vă rugăm, nu stați puțin. Și a pus-o pe targă, a pus-o în salvare, nu a stabilizat, o stat aici și după a plecat să o de aia ce muncea? Nu știți ce făcea? Cu ce se ocupa? Nu știu, nu știu ce. Știu că termina ceva facultate, dar chiar nu știu. Nu-i cunosc, a fost o familie mai retrasă și deci n-am avut. Cu toate că am fost administrator aici 20 de ani, dar nu am avut. Ok, nu știu, nu mulțumim. Pe jos? Era așa și cum o întors, curgea sânge din gură, foarte, era deformată. Da, a căzut în picioare sau cum nu, așa a căzut, așa pe burtă a căzut și atunci nu mai am văzut pe taică să fugea aici și măsa a mers sus iară și a dus o pătură. Nu.